Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Fiind prima noastră întâlnire din 2019, vă urez la mulți ani și toate cele bune pentru anul care tocmai a început. Un an important pentru România, care deține până la finalul lunii iunie președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat al României a început sub zodia declarațiilor contradictorii privind capacitatea țării noastre de a-l duce la bun sfârșit în condiții optime. S-a invocat în acest sens lipsa de experiență a țării noastre într-o astfel de postură, precum și iminența alegerilor europarlamentare, care ar radicaliza discursul politic până într-acolo încât să ducă în derizoriu mandatul. O privire mai atentă către alte state europene care au deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene relevă însă faptul că aspecte de care trebuie să ne îngrijim sunt mai degrabă de ordin tehnic, tratatul de la Lisabona limitând rolul țărilor care se află în această postură. Vom discuta pe parcursul întâlnirii noastre de astăzi despre spațiul de manevră politică pe care totuși îl are România în atare condiții. Și, deși rămâne încă relativ vagă noua postură în percepția românilor, așteptările sunt mari. Un sondaj IRES dat publicității ieri indică faptul că peste 3/4 dintre români consideră că deținerea președinției este un lucru bun pentru țara noastră. Cu toate acestea, puțini sunt cei care cred că aceste 6 luni se vor finaliza cu mult visata aderare la spațiul Schengen. Despre toate aceste aspecte, dar nu numai, vom discuta astăzi cu domnul profesor, conferențiar universitar dr. Valentin Naumescu, de la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Domnule profesor, bine ați revenit în studioul TVR Cluj. Ne bucurăm să vă avem alături. Mulțumesc într-un moment pentru important pentru România. Și acesta este și motivul pentru care o voce autorizată asemenea dumneavoastră este necesară într-un astfel de moment. Aș vrea să clarificăm de la bun început pentru telespectatorii noștri care cu siguranță au văzut în aceste zile diferite momente importante în acest început de mandat, pentru acest început de mandat, ce este și ce nu este mandatul pe care România l-a preluat în fruntea Consiliului Uniunii Europene. La ce ne putem aștepta realist de la acest mandat? În mod normal, președinția Consiliului Uniunii Europene ar trebui să aducă statului respectiv mai multă vizibilitate, să-i pună în evidență capacitățile de planificare, coordonare, o anumită vocație europeană, să spunem, atât din perspectivă politică, cât și din perspectivă administrativă. Pentru că această președinție rotativă de 6 luni este de fapt, un exercițiu pe care statele, în cazul Uniunii Europene, odată la 14 ani, vine acest moment, deci și din această perspectivă este un moment important pentru România, că nu ne întâlnim în fiecare zi cu un asemenea exercițiu. Ce fac? Planifică și coordonează sau conduc reuniunile Consiliului Uniunii Europene și acestea vor fi în jur de aproximativ 2000 în total, incluzând și grupurile de pregătire ale consiliilor, celebrele COREPER, Consiliile de Reprezentare Permanentă. Consiliul Uniunii Europene funcționează în 10 versiuni în funcție de specificul de miniștrii de resort care participă, iar țara care deține președinția va coordona 9 din cele 10 versiuni ale Consiliului Uniunii Europene, mai puțin Consiliul de Relații Externe, care este prezidat în mod permanent de înaltul reprezentant pentru politică externă și securitate. În schimb, celelalte 9 revin din perspectiva planificării și coordonării, conducerii statului care deține președinția. În afara acestei sarcini, care este importantă, sigur că țara care deține președinția trebuie să acționeze ca un fel de facilitator, să spunem, de intermediar, onest, broker, se mai spune în limbajul de specialitate, între statele Uniunii Europene, în ideea de a se ajunge la consensuri pe diversele teme aflate în discuție. Deci să faciliteze și să propună soluții de compromis, de negociere în cadrul acestor teme, fără să aibă neapărat o putere suplimentară, un drept, alt drept în plus. Tot atâtea voturi are, ponderea decizională este aceeași, doar că stând pe acel scaun al președintelui Consiliului Uniunii Europene pentru întâlnirea respectivă, fie a transporturi, agricultură, Consiliul Afaceri Generale și așa mai departe, sigur că ai această responsabilitate de a încerca să armonizezi
punctele de vedere ale statelor membre. Pe de altă parte, statul care deține președinția reprezintă Consiliul Uniunii Europene în relația cu celelalte instituții ale Uniunii Europene, respectiv cu Parlamentul European și Comisia Europeană. Deci acestea ar fi, de fapt, prerogativele unei președinții. De aceasta, acesta e motivul pentru care ele par fie mari, fie mici. Depinde din ce perspectivă. Unii vor fi dezamăgiți. Păi doar un fel de moderatori, ar putea zice unul. E puțin. Alții au spus, domnule profesor, că e o responsabilitate mult prea mare pentru România. Alții care spun că este foarte 2007. Mult. Deci trebuie să privim lucrurile exact așa cum sunt, nici mai mult decât sunt, nici mai puțin decât sunt. Este un moment important și pentru că este primul pentru România și orice stat când a deținut prima dată președinția a încercat să dea tot ce are mai bun, să-și dovedească vocația europeană, chiar dacă, sigur, acest semestru al președinției românești este unul mai special și sunt de fapt două planuri de discuție aici, critice ambele, dar care se întâlnesc, sunt convergente în această președinție românească. Este pe de o parte planul european și planul intern, de politică internă românească și ambele sunt în acest moment într-o perioadă critică, așa cum am spus. Și vor fi în același timp și două rânduri de campanii, dacă putem să le spunem așa, care vor curge paralel. Pe de o parte vor fi campaniile electorale din toate cele 27 de state rămase în Uniunea Europeană pentru alegerile europarlamentare programate pentru luna mai, iar pe de cealaltă parte, în paralel cu acestea, așa cum spuneam, va fi și campania europeană, alegerile europene și cu mecanismul de șpiță în candidat care a rămas în funcțiune. Da, alegerile europene sunt programate între 23-26 mai. Este un interval, de ce? Pentru că fiecare stat își organizează propriul scrutin. Sunt țări care preferă să voteze duminică, așa cum este România, deci 26 mai, altele vor vota sâmbătă, altele votează joi-vineri. Deci între 23-26 mai vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. Din perspectiva aceasta chiar au fost observații pertinente care au spus că alegerile europene vor scurta, cu ghilimele de rigoare, președinția românească. Va fi o președinție mai scurtă decât celelalte, pentru că practic la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, cam toată lumea politică a Europei intră în campanie electorală. Am citit opinii inclusiv conform cărora Parlamentul intră în ultima președinție completă, se spunea. Da, e o președinție mai scurtă din perspectiva aceasta, practic actualul Parlament European, cel care își încheie mandatul, va mai funcționa cam 4 luni aproximativ, după care se intră în campanie electorală, iar după alegeri, noul Parlament European se va întruni probabil în jurul datei de 1 septembrie. Deci în niciun caz în președinția românească. De altă parte, sigur că și majoritatea oamenilor politici importanți, șefii de stat și de guvern, sunt implicați în campanie, chiar și în cadrul Comisiei Europene, sunt care politicieni care candidează. Franz Timmermans, care este candidatul socialiștilor. Deci, practic, se va intra în mai pe un nivel mai degrabă tehnic al președinției. Și acesta foarte important. Pentru că, trebuie spus, nu este numai nivelul politic. Sigur că nivelul politic îți dă vizibilitatea și credibilitatea, bună sau rea, pe care o ai. Iar credibilitatea este elementul central în politică. Dacă nu ai credibilitate, nu ai nimic. Asta trebuie să înțeleagă politicienii români și guvernul și majoritatea parlamentară. De aici pleacă totul. Degeaba folosim cuvintele mari și un motto care este acceptabil din punct de vedere european, rezonabil. Coeziune, sigur că e o valoare europeană, toate celelalte, cei patru piloni pe care îi știm, dar credibilitatea țării care propune coeziunea europeană. Și cum foarte bine s-a observat, România însăși are nevoie, de fapt, de coeziune în acest moment, având o societate divizată, polarizată, fiind o mare parte a societății civile în profund dezacord cu deciziile propriului guvern al țării respective, ale majorității parlamentare, așa încât, din punct de vedere al credibilității politice, startul este unul negativ, așa cum se știe. Ecourile în presă au fost foarte sceptice vis-a-vis de dimensiunea politică a președinției României. Spuneți că această credibilitate ar fi dată mai degrabă de
actorii politici și nu de specialiștii da, din ministere. Este evident, pentru că este partea vizibilă a lucrurilor. Însă există și o dimensiune tehnică. Și aici spune că nu stăm chiar atât de rău pe cât poate ar crede unii, pentru că cel puțin în zona Ministerului Afacerilor Externe, echipa diplomatică, oamenii care se ocupă de președinție, pe mulți dintre ei mai cunosc din perioada în care am lucrat în diplomație, în Ministerul Afacerilor Externe, deci sunt oameni foarte bine pregătiți în zona diplomaților. Echipa este în general bine pregătită, dar ei fac munca mai puțin vizibilă, foarte importantă și aceea de a gestiona dosarele, însă la final când vom trage linie și vom face bilanțul, dacă este o președinție reușită sau una eșuată, trebuie să fim conștienți că elementul politic până la urmă și acesta de vizibilitate, de credibilitate, cum spuneam, va fi esențial, este cel care face diferența. Ați făcut într-un articol publicat în 2018, deci anul trecut, o previziune, dacă putem să spunem așa, și ați spus că cel mai probabil tema centrală pe care va marșa România în, în această perioadă nu va fi una tare. La ce anume v-ați referit și în ce măsură, într-adevăr, tema României nu este una tare, pentru că dacă ne gândim la coeziune, este într-adevăr un element important. Da, sigur, la vremea respectivă nu aveam aceste informații, nu se știa care va fi motoul, care va fi axa în jurul căreia vom încerca să structurăm. Sigur, această... a fost o analiză în perspectivă. Dar se confirmă această predicție pentru că, într-adevăr, România, și mă așteptam la lucrul acesta, a făcut apel la o temă, eu aș spune soft, o temă consensuală. Nu că nu este importantă, dar este o temă în jurul căreia toată lumea este de acord. Dar de ce? N-a vrut România să deranjeze? Nu este, sigur că da. Deci, ca să abordezi teme tari, cum am spus, sigur, folosind o licență. Adică temele provocatoare, temele care nasc controverse, tensiuni și care trebuie, de fapt, la un moment dat discutate. Nu? Trebuie să ai credibilitate, să fii un stat important și capabil să adune în jurul lui o masă de susținere internațională, deci o masă critică. Care ar fi putut fi una dintre aceste teme, domnule profesor? Din aceste teme mai puțin consensuale, să le spunem, exact, nu? Exact, da. Aceste teme tari. Îmi place conceptul pe care l-ați folosit. Puteau fi mai multe. La un moment dat chiar am făcut o sugestie, dar sigur era foarte greu de gestionat în contextul actual, cu multe riscuri. De-a spun că România nu putea intra într-o astfel de temă. Deci dacă nu ești stăpân pe tine însuți, da? Dacă n-ai picioarele puternice în Uniunea Europeană și România nu le are în ceea ce privește propria imagine, darmite să gestioneze teme tari, dar totuși, de exemplu, relația transatlantică, o reparare, o resuscitare, o revitalizare a relației Statele Unite, Uniunea Europeană, putea fi la un moment dat abordată de România din perspectiva caracterului, să o spunem, special și foarte bun pe care îl are politica externă a României, sau cel puțin l-a avut în ultimii 20 de ani, aceea de a fi un stat intens pro-european și în același timp intens pro-american sau pro-atlantist, cum se spune. Da? Deci România, din acest punct de vedere, ar fi avut un argument de a încerca să abordeze aici o anumită negociere. Dar sigur că îți trebuie multe alte aturi, ca să spunem așa, și, cum spuneam, în primul rând îți trebuie susținere internațională din partea marilor puteri occidentale, care să-ți dea oarecum verde, da? Ca tu, în timpul celor 6 luni, un stat nou intrat, totuși la prima președinție, să abordezi o temă atât de sensibilă, atât de provocatoare pentru Uniunea Europeană. Așa că ne-am refugiat în spatele acestei teme a coeziunii. Repet, e o temă consensuală. Toată lumea este de acord că Uniunea Europeană trebuie să fie coezivă. Și să o spunem direct. Până la urmă, acestea sunt cuvinte mari, cuvinte frumoase, meșteșugite de către specialiști, dar trebuie văzut ce rămâne la sfârșit. După cele 6 luni de consens, de vorbe frumoase, de discursuri generoase, care este plusul, da? Plus valoarea, ce aduce această
președinție și mai ales cum reușește să o treacă România, să o depășească din perspectiva celuilalt plan de care vorbeam, planul intern politic, care este unul deosebit de sever, de critic în acest moment, în legătură în special cu statul de drept și cu justiția. Tema aceasta pe care ați menționat-o, n-aș vrea să trecem mai departe, acea temă care ar fi putut să fie, tema sensibilă, e cu atât mai importantă, sau ar fi fost probabil cu atât mai importantă, cu cât acum câteva zile știrea care a apărut pe diferite media a fost aceea că administrația Trump a retrogradat statutul diplomatic al delegației Uniunii Europene în Statele Unite ale Americii. Ce înseamnă asta, domnule profesor? Cu atât mai mult cu cât, așa cum spuneam, vocea dumneavoastră este una avizată. Periclitează această nouă situație relațiile transatlantice? Da, vom comenta imediat și această știre, dar înainte de asta aș mai adăuga un lucru important. Sigur că poate cei din guvern vor spune, dar noi avem și relația transatlantică pusă în acest pachet al priorităților. Într-adevăr, sunt patru piloni principali și unul din ei, al treilea pilon, vorbește într-adevăr despre Europa, Uniunea Europeană ca actor global. Iar acolo se găsește undeva la un alt subpunct și relația cu Statele Unite. Deci ar fi o subtemă. O subtemă. Da. Vedeți, asta este ceea ce spuneam eu. Practic acoperă prea mult. A încercat să pună prea mult. Eu tem o președinție cu un acoperiș enorm de mare, pentru, totuși, pentru un stat de dimensiuni mici sau medii. Da? Am pus practic tot ce se putea pune acolo. La Europa siguranței, Europa convergenței, Europa actor global, valorile europene. E ca o prăjitură în care pui și dulceață și frișcă, da? Și ca să mulțumești pe toată lumea. În opinia mea, s-ar fi putut decupa o temă mai tare, dacă e să respectăm această formulă, sau în fine una care să atragă atenția și să rămână. Am discutat în președinția românească, toată lumea să-și amintească peste 2-3 ani, tema respectivă, sau măcar a început, a fost amorsată o dezbatere, că nu se rezolvă în 6 luni de obicei, temele acestea traversează mai multe mandate, președinții, mai mulți ani. De aceea se și vorbește de triouri. România făcând parte din trioul cu Finlanda și Croația. Deci, ca să revenim, transformarea aceasta de statut, de fapt, nu este nimic deosebit ce s-a întâmplat, să nu ne panicăm. Reprezentanța permanentă a Uniunii Europene va funcționa în continuare la fel, la Washington, nu vor fi deosebiri. Sigur că într-un plan, dacă vrem neapărat să găsim o semnificație, într-un plan simbolic, a fi mutat oarecum în ordinea de precădere diplomatică, pentru că aici era singura consecință. Există o ordine de precădere diplomatică, cu o anumită importanță minimală la organizarea unor evenimente publice. Da? Unde așezi, de exemplu, la masă sau în ce ordine dai cuvântul ambasadorilor, șefilor de misiuni diplomatice, reprezentanților permanente. Deci spuneți că nu va afecta major. Nu, eu cred că nu va. Nu, este un aspect absolut minor și s-a dat o importanță mai mare decât cea cuvenită. Mai degrabă o temă senzaționalistă decât una care o speculație, o speculație și încă o dată stricto sensu este vorba de o reprezentanță permanentă, nu de o ambasadă, iar ambasadele au alt rang. De fapt, aceasta nu este ambasada Uniunii Europene, este reprezentanță. Folosim termenul de ambasadă numai în cazul misiunilor bilaterale, deci între două state. Domnule profesor, ieri a avut loc ceremonia oficială de preluare a președinției Consiliului Europene la București. La acest eveniment au participat lideri europeni, precum și președintele României și primul ministru. Iar unul dintre discursurile care au fost apreciate de marele public a fost cel al președintelui Consiliului European, Donald Tusk, și vă invit cu ajutorul colegilor din regie să urmărim împreună acest discurs pentru telespectatorii care nu au avut încă ocazia să îl urmărească și care sunt convins că îl vor aprecia, cu atât mai mult cu cât Donald Tusk citește discursul într-o limbă română coerentă, chiar foarte bună pentru, nu doar pentru străini, să spunem așa. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimate doamne prim-ministru,
distinse gazde și distinși oaspeți, dragi prieteni, sunt foarte mândru și fericit că voi conduce împreună cu dumneavoastră afacerile noastre europene comune în acest semestru al primei președinții române a Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins că în aceste 6 luni veți interpreta cu energie și înțelepciune o adevărată rapsodie română. Sunt sigur că președinția dumneavoastră va fi la fel de energică, de romanescă și de europeană ca muzica lui George Enescu. Și nu o spun doar pentru că ne aflăm la Ateneu în această seară. O spun pentru că știu cât de rezistentă și de creativă este națiunea română. Cred că sub bagheta dumneavoastră, orchestra va găsi sunetul potrivit și că veți face tot ce veste în putință pentru a lucra ca o echipă pentru apărarea intereselor europei. Veți fi gazdele europei și sunt convins că veți acționa în spiritul proverbului. Omul sfințește locul. Am încredere de asemenea că veți acorda importanța necesară respectării regulilor. În această lume, în transformare rapide, în care viitorul ne va surprinde zi de zi, respectarea regulilor și atașamentul față de principii vor juca un rol esențial. După cum spunea Nichita Stănescu într-o frumoasă poezie, se apropie viitorul, se aude, se vede, gândurile pe care le trimit spre el. Se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scânteii, șuierând în viteze, prin suflet, vestindu-l într-una. În mare măsură depinde acum de România dacă și în ce fel Europa va depăși provocările viitorului. Depinde numai de dumneavoastră dacă politica românescă va fi pentru Europa un exemplu bun sau avertisment sever. La reuniunea informală de la Sibiu a Consiliului European va fi în joc concepția noastră comună în privința viitorului Europei. Celor care își imaginează că în Uniunea Europeană e un semn de putere să acționeze în afara regulilor convenite și să găsește scurteturi, le spun că sunt în șale. Este un semn de slăbiciune. Celor care fac eforturi pentru a apăra valorile europene, libertatea și drepturile noastre, le spun, continuați lupta. Nu uitați că provocări vor exista întotdeauna și că uneori, după cum spunea Mircea Eliade, lumina nu vine din lumine, ci din întuneric. Și amintiți-vă și de aceste vorbe ale lui Andrei Pleșu. Toate obstacolele ne par viduri. Problema e să le tratăm drept onglizi sau ferestre. Dragi prieteni, România are puterea de a fascina și de a încânta. În familia mea, prima mașină a fost Dacia 1300, a socrului meu. Întâmplarea face că astăzi socrul fiului meu conduce și el Dacia Duster. Totuși, mai mult decât mașinile românești, mă fascinează intelectualii și sportivii români.
Mircea Eliade, pe care l-am citat mai devreme, Emil Cioran, dadaistul Tristan Tzara, Eugen Ionescu, sunt toți eroi ai imaginației mele. La fel ca sportivii de seama Nadiei Comaneci și a Simonei Halep, care încântă publicul din întreaga lume. Dar episodul care mi s-a întipărit cel mai bine în memorie a fost finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal de la Sevilla din 1986, când Steaua București a învins Barcelona. Și aș vrea să fac un apel la toți românii să apere în România și în Europa fundamentele civilizației noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul de drept și Constituția. Să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmut Ducadam a apărat acele patru penalciuri la rând. Atunci și mie mi s-a părut imposibil, dar el a reușit și voi veți reuși. Pe această cale vă asigur de tot sprijinul meu. Vă mulțumesc! Domnule profesor, dincolo de aspectul acesta plăcut pentru toți românii care au urmărit discursul, și anume faptul că a fost rostit în limba română de un polonez, ce ar trebui să înțelegem din aceste cuvinte adresate de Donald Tusk ieri la București? Care ar fi cheia în care să citim discursul său? Mie mi s-a părut că Donald Tusk a avut un discurs excepțional aseară la Ateneu, dincolo de dimensiunea lingvistică și ea impresionantă la rândul ei. Mesajul este totuși, trebuie să fim foarte atenți la acest mesaj, este un mesaj puternic, simplu în aparență, dar un mesaj puternic, de impact, un mesaj pătrunzător și care merge, cred că asta este de fapt elementul care face diferențierea, care face diferența, care merge pentru români, pentru cetățeni. Donald Tusk nu a vorbit pentru guvern. Nu a vorbit pentru majoritatea parlamentară, pentru cei care au puterea în acest moment în România. Donald Tusk s-a adresat românilor. Sigur, a făcut-o de o manieră foarte plăcută, jovială, cu elemente care apropie emoțional Polonia de România. Și asta este un alt plus al lui, pentru că, sigur, venind din Europa Centrală, dintr-o țară apropiată, ca trecut, ca experiențe de România, a fost receptat mai cald de către români în acest fel. Și a spune punctul culminant al discursului, comparația cu Helmut Ducadam, care apără patru penaltiuri, și trebuie să vedem exact în ce context folosește. Se adresează românilor și e convins sau speră că vor rezista și vor apăra valorile Uniunii Europene, democrația, statul de drept, așa cum Helmut Ducadam, deci în condiții foarte grele, în condiții chiar el spunea la un moment dat, eu nu credeam că o să fie posibil să apere încă una și încă una. Deci de atâtea ori s-a opus Helmut Ducadam să primească gol și iată și românii trebuie să aibă aceeași performanță, aceeași dârzenie, aceeași ambiție și să se opună încălcărilor statului de drept, abuzurilor puterii ale guvernului, ale majorității, lucrurile acestea sunt evidente, sunt atât de clare, toată Europa le discută în acest moment. Deci mesajul este cumva către baza societății, către români, și asta este, cred, cheia succesului acestui discurs de referință. Ne vom aminti multă vreme de discursul lui Donald Tusk de la Ateneu. Acest discurs vine din partea unui fost premier al Poloniei, o țară care este adesea criticată de la Bruxelles pentru măsurile pe care le ia împotriva statului de drept, împotriva... Sigur, foarte bună observația. Donald Tusk este el însuși un mare adversar al guvernării din Polonia. Este în relații extrem de ostile
cu guvernul și cu președintele de la Varșovia și criticile sunt reciproce, ca să spunem așa, și dinspre Varșovia spre Bruxelles și dinspre Bruxelles spre Varșovia. Deci, în postura în care se află, el nu mai este neapărat un reprezentant al Poloniei. El nu reprezintă neapărat Polonia, ci el este un reprezentant al Uniunii Europene. Vorbește în numele celor care susțin, care apără valorile fundamentale ale Uniunii Europene, proiectul european, și asta trebuie să facă un demnitar cu o poziție atât de înaltă. Poate bine să spunem pentru telespectator, a nu se face confuzia între Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Deci Donald Tusk este președintele Consiliului European și deține această funcție pe întreaga durată a mandatului, în timp ce România deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, care se schimbă odată la 6 luni. Deci Consiliul European este reuniunea șefilor de stat și de guvern ale statelor membre, dar sigur, colaborează foarte strâng cu Consiliul pe care îl prezidează în acest moment România. Da, în același sens, probabil important ar fi să subliniem și faptul că nici președintele Consiliului, Comisiei Europene, nu reprezintă țara din care provine, ci el reprezintă, de fapt, executivul european. Adesea se spune, sigur, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, el este din Luxemburg, dar în același timp el reprezintă întreaga Uniune Europeană. Sigur că da, comisarii din Colegiul Comisarilor, chiar și europarlamentarii, reprezintă, de fapt, interesele Uniunii Europene în ansamblu. Ei nu merg acolo ca parlamentar național. Chiar dacă sunt aleși pe teritoriul unui stat, ei trebuie să apere interesele Uniunii Europene. La fel se întâmplă și cu Comisia Europeană. Doar în Consiliul Uniunii Europene, acolo sunt reprezentate interesele guvernelor. Când vorbeam, de exemplu, Consiliul JAI, de Justiție și Afaceri Interne. Acolo se discută, se ajunge la un consens și se adoptă o decizie cu caracter legislativ care devine a Uniunii Europene. Deci numai la nivelul Consiliului, acesta este, să zicem, etajul interguvernamental de decizie în cadrul Uniunii Europene. În rest, sunt etajele supranaționale în care sunt reprezentate și apărate interesele Uniunii Europene în ansamblu. Cum mi s-a părut acest moment de deschidere sau de preluare a mandatului, dincolo de fastul caracteristic acestor momente, pentru că fiecare țară organizează un astfel de moment. Da, sigur. E o ceremonie, sigur, nu ne puteam aștepta la lucruri de prea ieșite. Mult din, așa sunt, așa arată astfel de ceremonii. Sunt sobre, elegante, discursurile sunt frumoase, sugerează un anumit consens, însă dacă ești atent și începi să citești discursurile într-o cheie mai nuanțată, așa cum a fost discursul lui Donald Tusk, de exemplu, începi să decriptezi tensiunile care există în profunzimea acestei președinții și în cele două planuri la care tot revin, planul european și planul național intern de politică românească. Deci, este un debut din punct de vedere formal, protocolar, reușit. Noi sperăm ca întreaga președinție să fie reușită, dar din păcate pornește sub aceste auspicii cu totul negative date de prestația guvernului și a majorității parlamentare PSD-ALDE, care persistă în a ataca statul de drept ca valoare fundamentală a Uniunii Europene și încă nu am epuizat discuția cheie, discuția esențială. A revenit și astăzi, de fapt, Juncker în discursul de astăzi, legată de posibilitatea ca guvernul să adopte ordonanță privind amnistia. Deci aceasta este o temă foarte importantă. Dincolo de cuvintele frumoase de la deschidere, să nu uităm totuși lucrurile care contează, care dor, care amenință și care oricând pot transforma atmosfera, mă rog, luminoasă, protocolară de aseară de la Ateneu într-o revoltă și în proteste de stradă și chiar în critici deschise ale reprezentanților Uniunii Europene la adresa României, așa cum s-a și întâmplat de fapt și în zilele premergătoare preluării președinției și chiar în ianuarie, în timpul președinției românești. Deci nu vom scăpa de această amenințare atâta timp cât puterea, majoritatea parlamentară PSD-ALDE și guvernul nu vor renunța la obiectivul acesta de a favoriza infractorii. Pentru că asta este un obiectiv
central, obiectiv esențial al acestei guvernări, care s-a văzut încă de la ordonanța 13, de la momentul preluării guvernării, în ianuarie 2017. Credeți că temele europene vor primi importanța care se cuvine pe parcursul celor 6 luni, în România mă refer, având în vedere că există aceste tensiuni politice, având în vedere faptul că pare că uneori prioritățile și dintr-o parte și din cealaltă, și din partea puterii și din partea opoziției, sunt altele, nu neapărat. Depinde de noi și mai concret depinde de guvern și de puterea actuală dacă va înțelege să se plieze pe o agendă cu adevărat europeană sau dacă își va continua propria agendă, care este cu totul alta. Adică să nu ne iluzionăm, să nu ne facem și așteptări false. Dacă se va reveni la agenda PSD-ALDE de atacarea statului de drept, de decredibilizarea justiției, de poate chiar ordonanța de care se tot vorbește cu amnistia, e adevărat, încă neadoptată, sau schimbarea procurorului general, așa cum a fost cu schimbarea procurorului șef al DNA. Imediat ne vom întoarce și ne vom da seama care sunt temele cu adevărat mari, dureroase, neplăcute. Dacă ei vor înțelege că lucrurile acestea nu sunt de dorit nici pentru România, nici la nivel european și vor renunța la această agendă obscură, sigur că sunt șanse ca România să aibă o președinție reușită, dar nu va fi, să nu, asta vreau să insist pe acest aspect, să nu-și imagineze cei de la București că pentru că suntem în timpul președinției, oarecum din politețe pentru țara care deține președinția, cineva nu va face critici sau nu va sancționa imediat comportamentul unui astfel de deci stat. Modul de raportare rămâne același. În niciun caz. Au și spus, au insistat și astăzi a spus eu că nu vom face niciun fel de compromis cu valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Există limite. Dacă, sigur, în ceea ce privește performanțele economice, lucrurile sunt discutabile. Există țări mai competitive, țări mai puțin competitive, nu sunt toți la fel. Dar în ceea ce privește setul de valori fundamentale, iar statul de drept este una din valorile fundamentale Uniunii Europene, nu se va face niciun fel de compromis. Și mai mult decât atât, România este chiar mai expusă în timpul acestor 6 luni decât în restul perioadelor, pentru că acum România este practic în lumina reflectoarelor. Și întotdeauna când te expui, tot ceea ce nu merge bine, tot ceea ce nu este în regulă, se vede și mai clar. Deci toate deficiențele, toate vulnerabilitățile se vor vedea la nivelul Uniunii Europene și al Occidentului mult mai vizibil în timpul președinției. Deci eu sper și îmi doresc sincer ca cetățean român ca acest atac furibund, persistent al PSD-ALDE la adresa statului de drept să înceteze în interesul fundamental al României și al românilor. Domnule profesor, relația Viena-Bruxelles n-a fost nici una tocmai netensionată, să-i spunem așa, și Viena tocmai ce a predat mai departe mandatul României. S-a spus despre guvernul de la Viena că și-a mai îmblânzit tonul odată ce a preluat președinția. Vedeți, România nu este în poziția Austriei și a Vienei. Da? E ca și cum cineva ar veni, dar ia uitați că și Donald Trump nu știu ce spune și noi tropăim mai mici în spatele lui Donald Trump și a Statelor Unite. Adică trebuie să înțelegem că România încă de la momentul aderării din 2007, 1 ianuarie, a intrat cu o serie de clauze de monitorizare. Nici acum nu s-a încheiat clauza de monitorizare pe justiție. România a fost privită cu suspiciune de la început. Au fost multe voci care au spus că România nu este pregătită să adere, că este prea devreme. Deci nu suntem noi în situația de a da lecții Uniunii Europene. România are o vulnerabilitate pe tema corupției cronică, a spune. Și din păcate lucrurile s-au agravat pentru că fusese o perioadă bună. Fusese o perioadă pe care oficialii europeni o recunosc. România a fost chiar un exemplu. DNA-ul fusese un exemplu. Lupta anticorupție fusese un exemplu pentru toată regiunea sau chiar la nivelul Uniunii Europene. Dar de 2 ani suntem într-un regres evident pe această dimensiune și România în acest moment este mai vulnerabilă, mai fragilă ca oricând. De ce? Pentru că se mai întâmplă un lucru foarte important. Uniunea Europeană intră într-un proces de restructurare, provocat pe de o parte de Brexit, pe de altă parte de nucleul franco-german care dorește
să reformeze Europa. Recent poate au semnat avea timp și să tratatul de la Aachen. Da? Deci sunt mai multe concepte puse aici în joc, de la Europa cu mai multe viteze, Europa concentrică. Este momentul cel mai prost cu putință pentru ca România să derapeze, să zicem, de pe traiectoria europeană. Pentru că este cel mai ușor ca în acest moment România să fie așezată la periferia Uniunii Europene și acolo să rămână pe termen foarte îndelungat. România este absolut dependentă de participarea la viața politică europeană, la economia europeană, de participarea la acest club, la această piață europeană. Uniunea Europeană a însemnat dezvoltare pentru România, instituțională, economică, de infrastructură, de valori, de mentalitate și dorim să continuăm acest parcurs. Dorim să nu fim opriți și să nu fim aruncați la periferie de această putere absolut inconștientă, care sfidează nu numai voința cetățenilor, a societății civile, dar iată, din ce în ce mai agresiv sfidează chiar Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru că astăzi am văzut, nu-i așa, poziția adjunctului secretarului de stat al Statelor Unite, care a spus foarte clar că a menționat îngrijorările Statelor Unite, ori în diplomație, când se folosește termenul de îngrijorări, îngrijorările Statelor Unite față de evoluțiile politice recente din România cu privire la statul de drept și la justiție. Este cea mai gravă formă de, adică mai mult decât atât, ar trebui să fim sancționați. Dar se presupune că un stat inteligent, o putere inteligentă, înțelege mesajul și se oprește la timp, înțelege că este pe marginea prăpastiei și nu face pasul mai departe. Deci dacă și Uniunea Europeană și Statele Unite, care au altminteri atâtea alte dezacorduri între ele, sunt absolut pe aceeași linie, în consens, în a fi îngrijorate de ce se întâmplă în acest moment în România, cred că numai o putere irresponsabilă nu ar putea ține cont de aceste semnale repetate. Există în același timp și așteptări din partea unora. Am văzut că cetățenii sunt destul de reticenți din punctul acesta de vedere, dar au existat voci care au spus că pe parcursul acestui mandat s-ar putea ca România să recupereze din decalajul în care pare să că se află față de Bulgaria în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Contează acest mandat în vreun fel în acest sens sau discuțiile cu privire la spațiul Schengen nu și-au locul în acest cadru instituțional? Ar putea să conteze. Ar putea să conteze o președinție reușită, un efort remarcat, cu adevărat, sincer, de calitatea României, ar putea să conteze și spre finalul acestui semestru să avem și o decizie favorabilă. Dar depinde de noi. Asta este important. Depinde de performanța României și nu atât de performanța pe plan european. Pentru că aici haideți să o spunem direct. Să știți că Uniunea Europeană se descurcă și fără statul care deține președinția. Pentru că este un aparat foarte bine pus la punct. Sunt multe lucruri pe care de fapt le poate prelua Comisia atunci când există bâlbâieli stângăcii la nivelul statului care deține președinția și au fost în trecut și cu alte state. Sunt deci este un mecanism care oricum funcționează. Deci sunt eurocrații, funcționari europeni care știu foarte bine ce au de făcut și la un moment dat ei îți pregătesc și îți spun, stai aici și spune chestia asta că chiar nu știi ce să zici. S-a întâmplat și cu alte state cu experiență mai puțină în trecut. Deci până la urmă nu prestația noastră de coordonator, să nu luăm chiar atât de în serios lucrul acesta. E mult mai important ce arată România pe plan intern. Cum ne comportăm în raport cu valorile europene. Ce tipuri de politici facem. Cum ne respectăm justiție, stat de drept, economie, democrație, drepturile omului. Lucrurile acestea, de fapt, îți dau credibilitatea ca stat. Nu atât exercițiul în sine de a fi moderator sau de a pregăti un dosar, pentru că lucrul ăsta se face, se va face. Nu aici va fi diferența între succes și eșec. Probabil mandatul pe care l-a deținut Polonia în 2011, sub conducerea lui Donald Tusk, i-a și dat acestuia credibilitatea necesară ca apoi să se califice pentru poziția pe care o are astăzi. Sau o fi fost atunci o încercare a Bruxellesului de a frâna Donald Tusk a fost un premier din Varșova. Zona politicilor liberale și a valorilor liberale pro-europene și a mai avut un merit important. Polonia a fost singura țară din Europa Centrală și unul din puținele state din Uniunea Europeană care a trecut cu bine peste criza
economică, rămânând pe plus, pe creștere economică, când toate statele erau pe minus, pe scădere. Deci, și din punct de vedere al reformelor, al managementului economic, ei au performat foarte bine. De altă parte, sigur, Polonia este cea mai mare țară din Europa Centrală, avea acest ascendent și istoric a ceea ce s-a întâmplat în Polonia în perioada de dinainte de 89 cu solidaritatea. Deci o anumită întâietate, să spun, cel puțin simbolică, dacă nu de altă natură, s-a acordat Poloniei și de aceea prima mare funcție de conducere la nivel european, aceasta de președinte al Consiliului European, pentru statele fost comuniste, s-a acordat Poloniei. Nu este o surpriză în acest sens, dar iată, Donald Tusk este un prieten al României, a știut să fie foarte fermecător aseară, să aducă elemente din regiune, arătând că este empatic cu România, că înțelege România, că a avut experiențe comune. Și sunt convins că Donald Tusk ar fi un bun susținător al României în aceste 6 luni, dacă nu vom derapa noi pe plan intern. Ați menționat în același timp despre diferitele scenarii cu privire la viitorul Europei, care știm că a reprezentat unul dintre subiectele intens dezbătute la momentul la care Comisia Europeană a dat publicității documentul respectiv, Cartea Albă privind viitorul Europei. Multe s-au schimbat însă de atunci. Sigur. A fost foarte controversat. Ce acel înseamnă, white paper? Domnule profesor, în acest sens, acest nou tratat pe care îl semnează Angela Merkel și Emmanuel Macron la Aachen schimbă fața Europei în vreun fel? Este să fie acesta începutul nucleului dur al Europei? Este foarte posibil. Sigur, deocamdată nu se întâmplă mare lucru. Există o tradiție a relațiilor foarte bune franco-germane de după reconcilierea franco-germană. Dar în contextul actual, în contextul declarațiilor pe care le-au mai făcut anul trecut Macron și Angela Merkel, acesta de refondare a Uniunii Europene, deci a folosit insistent și de mai multe ori termenul de refondare a Uniunii Europene, iată acum Franța și Germania semnează un tratat la Aachen, în care consolidează, sigur, parteneriatul franco-german și ideea de cooperare în domeniul Uniunii Apărării. S-ar putea ca în jurul acestei idei să înceapă să se coaguleze un nucleu din ce în ce mai mare în care să se așeze strat peste strat state care doresc să aparțină acestui nucleu tare, acestui nucleu central al integrării europene. Sigur, suntem în zona deocamdată a speculațiilor. Nimeni nu poate ști ce viitor va avea, cât de mare va fi impactul pe termen lung al acestui tratat. Însă e posibil ca în momentul în care el a fost desenat, gândit în acest moment, să ofere o platformă, o oportunitate pentru așezarea Uniunii Europene pe noi direcții. Deci ar trebui să fim foarte atenți, cel puțin noi care suntem în această zonă a relațiilor internaționale, vom urmări foarte atent ce consecințe va avea tratatul de la Aachen, dacă cumva în perioada următoare va exista dorința unor state de a se alătura tratatului de Aachen, atunci putem spune că am avut dreptate în această premoniție și e posibil ca el să constituie nucleul unei viitoare Uniuni Europene, Uniunii Europene 2.0, creată pe alte, pe o dorință de integrare mult mai mare și mult mai hotărâtă și mult mai exclusivistă, pentru că s-ar putea ca nu toate statele să poată să semneze acest tratat, asta dacă vor dori. Că unele poate își doresc să semneze acest tratat, dar vor fi într-adevăr acceptate? Aici trebuie să ne amintim că Emmanuel Macron a spus foarte clar la un moment dat, va trebui să ne gândim să mergem înainte cu cei care vor și pot pe anumite teme. Deci dând de înțeles că Uniunea Europeană nu-i va mai aștepta pe toți. Asta a fost controversa în 2017 și în 2018 cu Europa cu două viteze și cu temerea statelor mai puțin performante, mai puțin competitive, de a rămâne undeva la periferia Europei, în timp ce statele dezvoltate, puternice, cu economii competitive, o vor lua înainte și vor implementa noi forme de integrare europeană, cum este aceasta Uniunea Apărării,
pe care o permite, de fapt, tratatul de la Lisabona prin instituirea mecanismului PESCO, cooperarea structurată permanentă. Deci, practic, tratatul de la Aachen face un pas înainte față de tratatul de la Lisabona și deschide această perspectivă a creierii Uniunii Apărării. Aici este o capcană, să zicem. Sper să nu evolueze într-atât de rău relația cu Statele Unite, relația Uniunii Europene cu Statele Unite și în special a Franței și Germaniei, încât în jurul tratatului de la Aachen să se nască de fapt coșmarul, da, al nostru și al statelor din regiune, și anume această armată europeană de care se cam vorbește de un an, doi, și care până la un punct a fost blocată de britanici, până la momentul Brexitului. Dar imediat după Brexit, deja sub diferite forme, se vorbește de o integrare în domeniul militar, ceea ce sigur ridică probleme pentru statele care sunt foarte atașate apărării colective în cadrul NATO și parteneriatului strategic cu Statele Unite, așa cum e cazul României, al Poloniei, al statelor baltice. Deci rămâne de văzut. Deocamdată suntem foarte atenți, nu s-a întâmplat nimic deosebit, e foarte bine că s-a semnat tratatul de la Aachen, dar să vedem încotro poate duce. În ceea ce privește calitatea de membru al acestui nou grup, să spunem așa, am deschis această discuție pentru că un raport dat publicității zilele trecute, realizat de The Economist, arată faptul că democrația e într-un puternic declin în Europa, Europa privită per ansamblu. Să fie oare și atașamentul față de democrație, față de democrația liberală, unul din criteriile care să le permită sau nu statelor să se atașeze acestui nou grup, acestui nou nucleu al Uniunii Europene? Adică va fi aceasta una din condițiile pe care... Deocamdată, încă o dată, noi nu știm dacă acesta... se va transforma într-un grup care va crește. Deocamdată e vorba de Franța și de Germania, deci de un tratat bilateral. Sigur, care poate să ofere deschideri în acest sens. Și da, răspunsul la întrebarea noastră, da, ne putem aștepta ca pe dezvoltări de integrare viitoare, Franța și Germania să înceapă să devină selective. Selective. În funcție de criterii, pe de o parte, economice. Pentru că deja zona euro este un criteriu selectiv, în care, da, o zonă din care România nu face parte și nu vom face parte curând, din păcate, trebuie să o spunem foarte clar, dar pot fi și alte criterii. De exemplu, statul de drept. Ți se poate spune, dacă la un moment dat emiți pretenția de a adera la astfel de forme nucleare, da, mai mici de integrare, da, dar nu respecti rezoluția, de exemplu, a Parlamentului European, pe care, sau prin care a trecut România, o rezoluție critică în noiembrie anul trecut și în care au fost 8 puncte foarte clar indicate a ceea ce trebuie să facă România. A fost Comisia de la Veneția, care a spus că legile justiției trebuie refăcute după anumite criterii și indicate. Nu s-au făcut. Sunt și alte sugestii, recomandări, cum vrem să le spunem, ale Comisiei Europene, ale guvernelor statelor occidentale. Deci când toate lucrurile acestea se adună, ele creează o anumită imagine de ansamblu, da? De lipsă de credibilitate și de ne-europenitate a statului respectiv. Mi-e greu să cred că România, în condițiile acestea, după cum arată acum și este condus acum la nivel guvernamental și al majorității parlamentare, ar fi capabil sau ar fi dispuse Franța și Germania să primească România în această structură foarte intimă, foarte profundă. Deci există posibilitatea unei reoccidentalizări a Uniunii Europene pe criterii valorice de competitivitate economică, instituționale, performanță administrativă și așa mai departe. Domnule profesor, mai avem un minut din întâlnirea noastră de astăzi și vreau să vă întreb și în ce măsură o astfel de realiniere n-ar putea să dea apă la mare euroscepticilor care să spună că, iată, prin această acțiune suntem într-adevăr împinși către periferia Europei. Ba da, sigur, asta este efectul, da, nu știi ce a fost mai întâi, cine este de vină și care este cauza și care este efectul. Pentru că, pe de altă parte, Victor Orban însăși făcea o predicție din lunga serie de predicții pe care le tot face Orban, care spunea că vom asista curând la două civilizații.
în Uniunea Europeană, o civilizație vestică, spunea el, amestecată, creștin-musulmană, vechea obsesie a lui Orban de a nu fi islamizată Ungaria, și o civilizație creștină, tradițională, naționalistă, probabil se gândește la Europa Centrală și de Est. Deci, astfel de idei, astfel de falii, Est-Vest, se pare că încep să reapară în mintea unor oameni politici. Este foarte grav în momentul în care ele vor ieși din mintea oamenilor politici și vor ajunge la nivelul opiniei publice din nou. Pentru că, mă rog, cât de cât opinia publică reușise să șteargă aceste lucruri. Uniunea Europeană părea un proiect împlinit. Dacă ne întoarcem la aceste falii și cetățenii statelor vest-europene vor dori din nou separare, spunând nu se mai poate cu cei din Europa Centrală și de Est, uitați-vă la ei, ceva, atunci este cu adevărat începutul sfârșitului. Dar sper să nu ajungem în acel punct. Deci să privim totuși optimist și să vedem la ce mai putem face până acolo. Vom urmări cu atenție aceste evoluții și cu mult interes vă vom invita să le discutăm împreună din nou. Domnule profesor, vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumesc și eu. Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră și vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!